patru frumoase voinice, una o știam de la Zarum, când ne duceam cu copiii să vedem fabrica, și ceilalți care, ne, erau cum, cum erau. N-am drăznit nimeni. Când au venit să ia arhiva județenii de partid, am sipat, eu direct vă nu-mi sipat. Eu eram politicos. Dar când am văzut ofițierii și ofițerele frumoase, chiotoase și cu vocabular elevat, dar mișcările cu erau? Păi, mama, nu erau pentru mine. Chiar toate mâncau. Nu, 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 mișcările de la părare. Oamenii erau poate. Na, așa. Ei, îi împușcam. Dacă lua arhiva județenii de partid, dacă lua arhiva de la ultimul etaj, de la județeana de partid, domnul, este? Nu mai e cu domnul. Da. Eu acum vreau să vă spun ceva. Că arhiva de partid toată este la Arhivele Naționale. Numai un singur cabinet nu a reușit să leu. Au reușit cei care s-au instaurat mandatul după Revoluție. Aveau niște documente care îi favorizau. Nu, erau toți cei care erau proști turnători. Nu. El s-a pierdut, domnule, el trebuia să știe toată lumea. Păi da, dar vă spun eu cum că s-a pierdut. Pentru că în acea sală singură care era cu dosarele celor care erau turnători, a stat până când a dat dispoziție ca arhiva toată a comitetului județean de partid s-o preiau, s-o preiau. Acela trebuia citit la microfon în piață. Ar fi trebuit, dar dacă nu am făcut-o nimic. Atunci nu știam ce înseamnă rezident, informator 1, nu se știa. Se știa foarte bine, dar cei care au...